Preasfințitul Părinte Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. În alta față bisericească este internată din acest weekend la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva. Preasfințitul Părinte Gurie păstorește Episcopia Devei și Hunedoarei din octombrie 2009. Pe numele său de Mirean Grigore Giurgiu, episcopul în vârstă de 52 de ani a fost internat cu diagnostic SARS-CoV-2, inițial pe secția de boli infecțioase, iar apoi transferat pe ATI. Surse medicale susțin că starea de sănătate a înaltului prelat este una bună. Aceleași surse menționează că episcopul Devei și Hunedoarei nu este vaccinat. Este cunoscut faptul că mulți clerici au avut o atitudine antivaccinistă clară, dar cei de la Episcopia Devei și Hunedoarei au avut o reacție ponderată față de acesta. Ultima apariție publică a Preasfințitului Părinte Gurie, conform site-ului Episcopiei Devei și Hunedoarei, este datată pe 30 septembrie, când prelatul apare în imagini în timpul săvârșirii unei slujbe religioase, alături de mai mulți preoți, niciunul dintre aceștia nepurtând mască de protecție în interiorul lăcașului de cult respectiv.